Te pot ajuta cu ceva? Da, Mircea. Dă măcar piperul din sertar. Nu e aici. Și dacă e acolo? Na, uite-te și tu. Vezi dacă e aici. Uite-l, Mircea. Îți are în ochi, nu? Eu nu l-am văzut. Nu te interesează. Nu te interesează absolut nimic. Dar poate nu văd bine. A, da? Ăștia-s de femei? Bună ziua! Cu ce v-am putea fi de folos? Da, eu aș avea niște probleme cu vederea, gen nu văd așa bine. Da, nu vede. Nu mă vede pe mine. Nu vede când trebuie de dus gunoiul, nu vede când îmi fac ceva nou la păr. Nu vede absolut nimic. Acum exagerează un pic, vă dați seama. Nu-i cazul la mine. Da? Și unde ne vezi peste 5 ani? Ce? Ha, acum nici nu mai aude bine. Unde ne vezi peste 5 ani? Pe, nu văd acum, pe văd peste 5 ani și culmea, Miha. Iar eu nu văd chiar deloc cum aș putea să vă ajut cu problemele de cuplu, însă dacă mă urmați, vă fac un control la ochi. Sigur, haideți să vedem că... Urmați-mă! Poate am dreptate până la urmă. În regulă, și acum am să vă rog frumos să citiți de pe panou. 634 59382 48562 Îmi cer scuze, pot să încerc și eu ceva? Vă rog! Da. Mircea? Vrei să fii... Nu văd. Nu, cer scuze, chiar nu bat până acolo. Da, păi vede doar ce-i convine lui. Din ce văd eu aici, dumneavoastră n-aveți nicio problemă cu vederea. Vedeți absolut perfect. V-am zis? În schimb, doamna? Domnișoara, că domnul nu vede în viitor. Domnișoara ar putea să-și facă o operație cu laserul Smile Pro. Durează 7 secunde, nu simțiți nimic și ați scăpat de ochelari. Ah, perfect! Eu știu cum s-a stea cu 7 secunde. Taram! Și faci, ești bine? Și acum, vezi bine? Perfect! Uite, citește aici un pic. Mircea are probleme cu capul. Acum nu mai știi citi?